plecat în vacanță ca să fac cu copilul vacanță. Pentru că știam că plec la sfârșit de iulie în Turcia. Am plecat în Turcia pentru 2 luni și între timp am intrat în proiectul Adela, serialul de la Antena 1, tot de la anul. Exact. Am făcut niște repetiții din Turcia prin Skype. Dar nu ești tu Adela, nu? Nu sunt eu Adela. Că văd că încă ai bărbiță, ciocă dimineața. Nu. Ar fi trebuit să te bărbierești puțin, să spui niște pletenă. Ești personaj pozitiv sau negativ? Sunt un procuror, nu sunt un personaj principal. Te ajută fața. Da, am față de procuror, da. Trebuie să țin minte fiecare să-mi scot cercelul ăsta din urechi. Și ce, ce procure cam bancul ăla? Mama e florăreață și tata e procuror, știi? Da. Ce procuri? De ce e nevoie de rol de procuror? Înseamnă că e cu infracțiuni, cu de-astea, nu? E o poveste foarte drăguță și foarte bine scrisă. Da, sunt un procuror venit din mediul rural, ca să zic așa. Aha. Care s-a descurcat bine la oraș. Și la el în comunitate se întâmplă o chestie nasoală. Și el e pe acolo și... Bă, uitați-vă la poveste. Am apucat inclusiv din proiectul ăsta să văd primul și al doilea episod... aproape montat. S-au terminat filmările și la ăsta? Nu, încă mai avem. Am înțeles. Mă gândeam. Asta zic, bă, las-o chiar așa. Acolo de treabă. Și tocmai asta vreau să vă zic. Bă, frații, este o grilă mișto din primăvară. Adică eu am văzut doar 2 proiecte în care sunt și eu o mică parte acolo și arată al naibii de bine. Mă, sper. Și noi sperăm să arate bine grila de primăvară. Nu mai fiind de la orele astea, dar mă rog, să fim noi sănătoși până atunci. Da, din ce se preconizează, chiar dacă lipsește din cauza condițiilor pe planetă, perla coroanei, ca să zic așa, Asia, că ar fi trebuit să debuteze cumva în ianuarie, februarie, nu? Adică acum deja oamenii trebuiau să fie pe acolo, sau să plece. Acum trebuie să fie. Deci, marea pierdere a grilei cam asta este. Se compensează cu câteva proiecte, așa cum ai zis și tu. Extrem de interesante. Chiar dacă unele luate din stand-by, gen Burlacu, și cred că mai este... sau nu? Nu, X-Factor a avut o pauză și deja a început. Da. Mă rog, dintre emisiunile cunoscute de către telespectatori, mai sunt iată și proiecte noi. Adela fiind unul dintre ele, o poveste nouă. Care filmat în regim de film, adică probabil că va face o figură frumoasă, cum ai zis tu la început, da. Păi o să te urmărim și acolo. Deci o să apari cu câinele? Care e treaba cu câinele? Auzi ce zice asta? Care e treaba cu câinele? Chiar, care e treaba cu câinele? Extraordinar de frumos. Că ți-ai luat câine nou, nu înțelegeam vis-a-vis de ce am zis eu până acum, zic, mă, ce câine. Nu, mai că am aflat câte minute mai sunt de asta însă. A, te-ai grăbit, bravo.